Ar fi activat în calitate de distribuitor de narcotice, dar a fost deconspirat de poliție. Este vorba despre un cetățean străin în vârstă de 29 de ani care este suspectat de păstrarea și comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău. Individul a fost reținut de către oamenii legii în flagrant în noaptea de 28 spre 29 august. Oamenii legii au observat bărbatul care manifesta un comportament suspect, astfel că bănuitul a fost stopat și verificat. În acest fel, polițiștii au găsit asupra lui 14 pachetele în care se afla o substanță de culoare albă cristalină, care se presupune a fi drog de tip PVP, denumit și sare. În cele din urmă, individul a recunoscut că ar activa în calitate de distribuitor de narcotice la un magazin online pe Telegram și că ar fi reușit să placeze 19 pachetele cu stupefiante în ascunzișuri, care ulterior urmau a fi ridicate de către potențialii consumatori. Substanțele descoperite au fost ridicate și transmise pentru efectuarea expertizelor. În funcție de rezultatele acesteia, bărbatul va fi tras la răspundere conform legii în vigoare.